Elena Gheorghiță, mama arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași, a fost pomenită la 12 ani de când s-a mutat în lumea veșniciei. Slujba parastasului la mormântul celei ce ani la rând s-a ostenit la mănăstirea Hadâmbu a fost săvârșită la mormântul unde își odihnește trupul din cimitirul parohiei Laura Vicovu de Sus, protopopiatul Rădăuț, județul Suceava. Soborul slujitorilor a fost format din părinți de la mănăstiri și parohii din județele Iași, Suceava și Neamț. La acest moment duhovnicesc au participat membrii familiei cele mutate la Domnul, fii duhovnicești și apropiați ai părintelui stareț Nicodim, dar și mulți alți credincioși. O parte dintre cei prezenți au cunoscut-o pe vrednica adormită Elena, care a petrecut ultimii ani ai vieții în ascultare la mănăstirea Maicii Domnului de la Hadâmbu. Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Cei ce pe Fiul lui Dumnezeu ați mărturisit și a fost unghiasca niște mei, fiind mutat la viața țării împătrânitoare. Și să lăjuiește pe dejenă ca jurile Tale, precum este scris, trecând ca un bun în greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, și toate cele cu știință și cu neștiință. Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, și viață fără de sfârșit. Nu este, Doamne, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Trupurile lor le desfreagă în cele dintre care au fost alcătuite, iar sufletele lor le rânduiește în porturile Sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care-i dat Sfinților Tăi ușenic și Apostolului această putere, ca să te ierta pe păcate și pentru orice te veți lega și veți deslega, să fie legat și deslegat și printre noi și nouă, măcar că suntem nevredești, dire de oameni dorit această putere. Desleagă, Doamne, pe adormiții robită, Gheorghe și Elena, cu tot neamul lor cel adormit. De păcatul sufletești și trupesc. Părintele Ioan Mihoc, director emerit, a ținut un cuvânt în care a făcut referire la dragostea pe care arhimandritul Nicodim și-o manifestă față de mama cuvioșiei sale. Exprim bucuria de a fi împreună aici cu Părintele Stareț și cu familia Sfinției sale atunci când fac atât de frumoasă pomenire după părinții dumnealor. De obicei, noi săvârșim pomenirile întotdeauna împreunate cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Poate este deosebit faptul că astăzi se săvârșește o pomenire într-o zi obișnuită, dar asta nu semnează că mama Elena n-a fost pomenită astăzi la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Pentru că în fiecare zi este pomenită la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Și nu numai într-un loc. Pentru că Părintele Stareț, lângă faptul că acolo are un cult deosebit pentru toți cei plecați mai dinainte la slujbele din mănăstirea Hadâmbu, sigur, în multe locuri se pomenesc părinții Sfinției sale. Din dragostea pe care le-o poartă Părintele Stareț,
și prin frumusețea felului în care știe să-și pomenească Sfinția sa părinți. Nu este o pomenire întâmplătoare, iar întâlnirea noastră de astăzi nu este ceva deosebit, a spune eu, ieșit din comun, din partea părintelui. Pentru că nu este odată să ne întâlnim, părintele stareț, oriunde, și la mănăstire și în altă parte, să nu spunem măcar un cuvânt despre mama Sfinției sale. Cu atâta evlavie pomenește de mama care l-a crescut și l-a învățat, încât nouă tuturor ne dă în sufletul nostru sentimentul acesta al unui copil, spunem noi mămos, dar care este în același timp însă un copil care prețuiește cel mai mult în lumea aceasta, a prețuit și prețuiește, vedeți, dragostea de mamă. Părinte stareț, noi ne-am alăturat sufletului Sfinției voastre, dorințe de a vă ruga la momentul părinților Sfinției voastre și un supor atât de frumos de preoți, asta este o dovadă că toată Bucovina vă iubește și nu numai Bucovina, ci și în zona Iașului, de acolo părinții, toți sunt în jurul Sfinției voastre. Iar pomenirea de astăzi se dea bunul Dumnezeu ca să fie pornită din suflete curate, de la fiecare în parte, într-adevăr să se adauge la fapta cea bună a părinților și să fie spre veșnica lor pomenire în împărăția cea neîmbătrânitoare, cum spunem noi, a slavei celei veșnice a Mântuitorului Iisus Hristos. Ne alăturăm deci cu toții în rugăciune, în sentimentul acesta curat a Părintelui și ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ierte pe părinții Sfinții voastre, Dumnezeu să-i odihnească în pace și să-i așeze în bucuria cea veșnică. Amin. Toți cei prezenți au fost invitați la o agapă frățească în cadrul căreia s-a oferit prin oase pentru sufletul adormitei roabei lui Dumnezeu Elena cu tot neamul cel adormit. Alături de Sfânta Liturghie la care sunt pomeniți, cea mai frecventă slujbă care se face pentru cei adormiți este parastasul, adică un rezumat al slujbei înmormântării cu rugăciunile de dezlegare și iertare rostite de fiecare dată.